Ok, bine ați revenit. Vom discuta acum despre failover clustering. Asta e, dacă vreți, un modul care are două părți. În primul rând, o trecere în revista ce înseamnă failover clustering în Windows Server 2012, funcționalități din failover clustering care se aplică la Hyper-V. De asemenea, o trecere în revistă a protocolului iSCSI, care poate fi folosit pentru a accesa storage foarte flexibil, inclusiv din mașini virtuale. Și după aia vom trece în partea a doua la a discuta capabilitățile din Hyper-V, care beneficiază de pe urma lui failover clustering. Vom vorbi, bineînțeles, de live migration. Și de asemenea vom discuta și despre funcționalitatea de Hyper-V replica. Bun, acum hai să vedem în primul rând ce e la failover clustering, o scurtă recapitulare. Failover clustering este un serviciu din Windows introdus pe vremea lui NT4.0, Microsoft Cluster Service, și care a fost folosit pentru a oferi disponibilitate la aplicațiile care rulează pe server. Partea a doua cu scalabilitatea nu neapărat este asigurată, pentru că depinde cum e făcută aplicația. Marea majoritate a aplicațiilor care rulează pe clustering în Windows sunt de tip activ-pasiv, adică avem o singură instanță a aplicației care rulează pe unul din noduri. Exemplu tipic este SQL serverul. Și atunci, de fapt, nu avem scalabilitate, pentru că, de fapt, tot o singură instanță de SQL vom avea. Ce va putea face este să facă failover de pe un nod pe celălalt sau pe oricare din noduri. Și dacă avem mai multe instanțe, putem să le distribuim cât mai echilibrat între noduri, ca să putem avea și să beneficiem și de capacitatea clusterului. Pentru a putea beneficia de clustering, trebuie ca aplicația în sine să fie proiectată. Respectiv, asta e o cerință pe care trebuie să o spunem din prima. Dacă aplicația n-a fost proiectată pentru cluster, degeaba o instalăm în cluster, că nu o să fie neapărat disponibilă sau mai disponibilă. Și asta o să reluăm ideea asta mai târziu când vorbim de mașinile virtuale care rulează în cluster. Câteva exemple tipice de aplicații care merg în cluster: Microsoft Exchange, Hyper-V, bineînțeles, adică mașinile virtuale care stau pe serverele Hyper-V legate în cluster, SQL serverul, e exemplu tipic de aplicație care funcționează în clustering, servere de fișiere sau, în general, orice aplicații care au fost proiectate să beneficieze de capabilitatea de failover clustering. Aplicația trebuie să înțeleagă failover clustering, pentru că altfel, așa cum am spus, nu o să poată să funcționeze în cluster. Ok. Ca și noutăți în partea de failover clustering în Windows Server 2012, avem o creștere la 64 de noduri pentru clusterele de Hyper-V, deci putem face un cluster foarte mare, cu până la 64 de noduri, și putem pune pe el numărul maxim suportat de mașini virtuale, 8.000 de mașini virtuale. De asemenea, partea de gestiune a acestor clustere, folosind Server Manager și Failover Cluster Manager, a fost îmbunătățită și în momentul în care creăm mașini virtuale care sunt highly available, deci funcționează în cluster, putem face gestiune mai ușor din Failover Cluster Manager. De asemenea, s-a îmbunătățit partea de Cluster Share Volume, suportul pentru file servere care rulează în clustere. E o capabilitate din Windows Server 2012 care ne permite să patch-uim nodurile din cluster fără să oprim workload-urile, și asta se numește Cluster Aware Updating. Asta a fost introdusă în Windows Server 2012. Până acum, chestia asta o făcea SCVMM-ul, pentru că SCVMM-ul avea o astfel de capabilitate prin care putea orchestra, să zicem, partea de patch management pentru hosturi folosind un VSUS, și putea, de exemplu, să mute mașinile virtuale de pe un nod pe celelalte, patch-uia hostul, restarta, după care mutam la loc mașinile virtuale și continua cu următorul nod. Și asta la hosturile Hyper-V 2008R2, pentru această operație era făcută de SCVMM. Acum avem posibilitatea de a alege. Pentru Windows Server 2012 există această capabilitate chiar în Windows Server, deci nu avem neapărat nevoie
să folosim un SCVMM doar pentru această funcționalitate. SCVMM-ul folosim ca să facem management centralizat. După care, partea de monitorizare și management de mașini virtuale a fost îmbunătățită în ceea ce privește cantitatea de informații care poate fi colectată despre mașinile virtuale, inclusiv cu partea de metering, partea de validare de cluster, iarăși îmbunătățită, integrarea cu Active Directory, configurarea de quorum, partea de upgrade la cluster și migrare în momentul când upgradăm de la o versiune anterioară de sistem de operare, integrare cu task scheduler și, bineînțeles, partea de PowerShell. Practic putem configura în întregime un cluster din PowerShell, da? Lucru care nu era posibil la versiunea 2008.2. Deci asta ar fi câteva îmbunătățiri. Ca și, să zicem, capabilități, funcționalitate standard, avem de obicei minimum două hosturi, maxim 64. Avem de obicei cel puțin o rețea, dar e recomandabil să avem mai multe rețele, pentru că pe lângă rețeaua client, care este aici în partea de sus, e recomandat să avem o rețea separată de Heartbeat și eventual, dacă facem live migration de mașini virtuale, să avem rețea dedicată pentru live migration, ca să nu avem probleme de performanță. În plus, trebuie să avem un storage partajat și acesta poate fi pe Fiber Channel sau pe iSCSI. Sau pot fi discuri SAS care să fie legate la toate nodurile clusterului. Deci SAS-urile suportă această capabilitate, deci să poate fi legate la mai multe servere simultan. Pe fiecare dintre noduri avem sistemul de operare și serviciu de failover clustering. Acum noi vorbim în general, nu neapărat aplicabil la Hyper-V. Și atunci dacă instalăm o aplicație în cluster, bineînțeles ea trebuie instalată pe fiecare nod, dar vom avea de obicei o singură instanță care rulează pe unul din noduri. Dacă se întâmplă o problemă legată de funcționalitate, de exemplu una dintre resursele de care aplicația respectivă depinde nu mai este disponibilă pe nodul respectiv, se poate trigăra failover, adică va fi pornită o nouă instanță a aplicației pe celălalt nod. Aici trebuie menționat că aplicația trebuie să înțeleagă acest nod de funcționare și mai ales aici trebuie să avem grijă cu aplicațiile care mențin starea. Pentru că în această situație starea aplicației trebuie ținută undeva într-o locație comună și asta este de obicei storage-ul partajat, adică aplicațiile stateful care mențin starea între restartări sau între sesiunile utilizatorilor, trebuie să-și memoreze starea pe storage-ul partajat, într-o bază de date sau altceva, astfel încât dacă pornește o nouă instanță pe celălalt nod, să poată continua din locul în care a rămas. Exemplu tipic, SQL-ul. Avem instanța de SQL care rulează pe un nod, face tranzacții, tranzacțiile sunt înregistrate în transaction log și după aia comise în baza de date, acestea, atât transaction log-ul cât și baza de date se află pe un volum de storage. În momentul când se face failover, se pornește o altă instanță de SQL, de fapt aceeași instanță cu același nume, dar pe celălalt nod, și va continua din locul în care a rămas, adică dacă erau tranzacții necomise în log, va continua să le comită și va accepta din nou tranzacții noi. Din punct de vedere al clienților, practic nu este sesizată o întrerupere, decât cel mult o întârziere în a răspunde a aplicației și de asemenea nu se pierd date, ceea ce e un lucru important. Dar pentru asta, bineînțeles, aplicația trebuie să înțeleagă că funcționează în cluster și SQL-ul, de exemplu, a fost proiectat să funcționeze în acest mod. Aici am luat exemplu cu Fiber Channel, în care avem un controller de storage de tip Fiber Channel. Asta înseamnă că avem cel puțin un controller de Fiber Channel pe fiecare host și toate sunt legate la storage. Bineînțeles că avem și varianta cu iSCSI sau cu varianta cu SAS-uri. O setare tipică pentru clustere este setarea de quorum, despre care o să discutăm și în demonstrație, dar vreau să o povestim deja de aici, pentru că într-un cluster trebuie să vedem dacă avem majoritate de voturi. Ce înseamnă acest lucru? Dacă considerăm că fiecare nod din cluster are câte un vot și discul, storage-ul, avem un disc pe storage-ul accesat în comun, care are și el un vot, atunci avem modelul Node and Disk Majority, al doilea din listă, care este cel mai frecvent folosit.
În exemplu anterior cu cluster cu două noduri, dacă avem cel puțin un nod și discul de storage, deci avem acces la storage, atunci avem cluster. Deci serviciile de cluster funcționează. Pentru că avem un vot de la un nod și un vot de la disk. Deci avem majoritate, 2-1. Alte moduri ar fi node and file share majority. Asta poate fi folosit pentru aplicații care nu necesită storage partajat sau pot ține datele pe file share-uri. De exemplu, noua configurație de storage migration de la Hyper-V, în care putem ține VHD-urile pe share-uri SMB3.0, putem folosi și asta o astfel de combinație. Deci nu e musai să avem, să avem storage partajat și care să fie legat la ambele noduri. Și în sfârșit avem node majority, primul de aici din listă. Aici trebuie spus că asta e pretabil mai mult la clustere cu număr de noduri impar, ca să putem avea jumătate plus 1. Deci dacă avem 5 noduri, 3 noduri pot forma cluster. Dacă avem numai 2 noduri, nu pot forma cluster și nu pornesc serviciile. Deci ideea este să evităm scenariile acelea care se numesc split brain, în care avem 2 noduri într-o parte și 2 noduri în altă parte și fiecare dintre aceste perechi consideră că formează un cluster și brusc avem 2 clustere cu același nume care răspund la cererile clienților. Deci asta se încearcă de fapt să se evite prin partea de quorum setting. Și în sfârșit mai avem un scenariu mai special, no majority, disk only, pe principiu cine care server are acces la disk formează clusterul. Deci cine are discul are cluster. Ăsta e un scenariu mai special și cel puțin eu n-am văzut până acum o utilitate practică. Mă rog, dacă puteți să-mi spuneți și mie și ați văzut, aș aprecia, dar cel puțin în momentul de față să folosesc node and disk majority atunci când avem nevoie de storage partajat, node and file share majority când se folosește un file share și node majority când avem un număr impar de noduri. Deci astea ar fi setările de quorum tipice. Acum, cum folosim failover clustering în conjuncție cu Hyper-V? Toată partea de configurare se va face din Failover Cluster Manager. Trebuie menționat acest lucru, pentru că Hyper-V Manager, consola de management pentru Hyper-V, nu e cluster aware, adică nu se sesizează că de fapt hostul ăla face parte dintr-un cluster sau e host standalone. Cel puțin nu vedem aceste lucruri în consolă. Putem să le vedem din PowerShell sau în alte metode, dar nu din consola de Hyper-V Manager. Deci, pentru asta va fi nevoie să folosim consola de Failover Cluster Manager pentru a crea și configura clusterul. Înainte de a face acest lucru, trebuie să instalăm Hyper-V ca rol pe toate nodurile din cluster, deci ca dacă se mută o mașină virtuală de colo-colo să găsească Hyper-V-ul. Și, de asemenea, mașinile virtuale Highly Available vor fi create nu din Hyper-V Manager, ci din consola de Failover Cluster Manager. Avem acolo opțiune Create a Highly Available Virtual Machine. De asemenea, putem folosi PowerShell, pentru că, așa cum am menționat, avem modul de PowerShell pentru partea de clustering și putem configura toate aceste lucruri automatizat. Ca și pași de configurare, trebuie să avem cel puțin 2, acolo zice amândouă calculatoarele, mă rog, cel puțin 2 până la 64 de noduri și trebuie să le conectăm la cel puțin o rețea comună, dar recomandat ar fi să avem mai multe rețele și pentru Heartbeat și pentru partea de storage, dacă se face storage pe iSCSI și pentru partea de live migration, deci putem decide câte plăci de rețea avem nevoie în fiecare host. Aici o mențiune, dată cu 2012, cu introducerea nicktinning-ului, se acceptă, nu e un best practice, dar nu e o chestie care să nu fie recomandată, se acceptă și utilizarea unui singur team. Ai 2-3 plăci de rețea fizice în sistem, faci un singur team pe ele și poți să-ți faci tot traficul clusterului peste acel team, fiindcă Windows Server va ști să facă izolarea. Da. Separat și dacă ai nevoie de bandă mai mare, va folosi 2-3 plăci în același timp. Mărește implicit viteza de transfer, fiindcă dacă tu ai 2 rețele de, să zic, 1 gigabit fiecare, banda acumulată va fi de 2 gigabit reale între servere. Și atunci, dacă faci un live migration, îi va conveni să facă la 2 gigabit,
decât să ai o rețea de live migration de 1 gigabit și una de heartbeat de 1 gigabit, care nu e overhead pentru ce ai nevoie pentru heartbeat. Foarte bună observație. De fapt, când o să vorbim despre partea de virtual switch, o să vedem că putem configura și quality of service și toate extensiile pe care le-ați văzut mai devreme în partea de networking de Hyper-V pot fi configurate centralizat de către SCVMM și se poate face și izolarea traficului, astfel încât chiar dacă pe aceeași timp se face și trafic de heartbeat și de storage și de, eu mai știu ce, de mașini virtuale, totuși acestea să nu se deranjeze unele pe celelalte, ba chiar să fie izolate. Deci să nu avem posibilitatea să se afecteze lucrul ăsta. Bun, deci trebuie să avem acces la o rețea comună, reluăm, și storage partajat, pentru că cel puțin până la versiunea 2008R2, asta era o condiție pentru live migration, să avem un storage partajat și configurat cu cluster share volumes. Acum nu mai e o condiție, pentru că avem și alte tipuri de live migration, share nothing live migration, storage migration, deci posibilitatea ca să ținem VHD-urile pe niște file share-uri cu SMB3.0 și atunci nu e musai să mai avem storage partajat. După care trebuie să avem rețea virtuală creată pe ambele noduri, cum ați văzut mai devreme, external network, de exemplu, este configurată pe ambele hosturi, validăm configurația și creăm clusterul. Deci asta ar fi pașii tipici de configurare din failover clustering. O altă mențiune aici, în 2012, când faci un cluster și treci prin acel validation wizard, ai opțiunea să-i spui, chiar dacă nu trec toate testele de validare, poți să-i spui, măi, ok, înțeleg, e fail chestia asta, dar fă-mi totuși cluster. Și poți ulterior să remediezi eventuale probleme. Înainte nu te lăsa, dacă nu îți trecea, dacă nu aveai bife, verzi peste tot, nu ți aducea clusterul sus. În Windows Server 2012 au schimbat chestia asta și poți tu să faci override și să spui, activează-mi totuși clusterul, chiar dacă, nu știu, componenta cu tare nu ți se pare ție că e ok. Ok, aici e o scurtă recapitulare cu ce înseamnă Cluster Share Volumes. Respectiv, vedeți cele două noduri. Avem un storage partajat, iar pe acel storage avem un Logical Unit Number, deci un volum de storage, care este expus către ambele noduri. Și atunci, practic, el, dacă activăm Cluster Share Volume, putem să, el va fi mapat pe fiecare dintre noduri într-un director local numit C-Cluster Storage pe fiecare dintre noduri, așa cum am spus. Asta înseamnă că fiecare host vede volumul de storage cumva local. Este montat în acel director pe discul C, deci în C-Cluster Storage. Și dacă eu voi face o mașină virtuală și acea mașină virtuală va avea VHD-ul în C-Cluster Storage Volume 1, de exemplu, și subdirector pentru numele mașinii virtuale, asta înseamnă chiar dacă mut mașina virtuală de colo-colo, în continuare va avea acces la VHD, pentru că, de fapt, se face o redirectare de aici, din discul local, către volumul care este, de fapt, situat pe storage-ul partajat. Asta e toată marea minunăție cu Cluster Share Volume. E o redirectare la nivel de file system, deci prin care se montează un volum de storage pe ambele hosturi în directorul C-Cluster Storage. Trebuie spus că în acest fel se face excluziune mutuală la nivel de fișier și nu la nivel de volum, cum era înainte. Respectiv, înainte să existe Cluster Share Volume, dacă alocam un lun de storage la un host, nu mai era disponibil să fie accesat simultan de pe celălalt nod și trebuia să realoc lunul de pe un host pe altul. Asta înseamnă că puteam avea numai o singură mașină virtuală pe un lun. Și asta am limitat, de fapt, numărul de mașini virtuale care putea să ruleze într-o astfel de configurație. Acum, practic, lunul este expus către ambele sau câte noduri ori fi simultan și excluziunea mutuală se face la nivel de fișier, respectiv dacă o mașină virtuală de pe un host accesează un fișier, de exemplu VHD, de pe acest lun, acel fișier nu poate fi deschis simultan de altă mașină virtuală, dar pot avea mai multe mașini virtuale care să acceseze fișiere diferite. Deci pot avea mai multe mașini virtuale pe acel lun și pot folosi spațiu mai eficient. Ok. Acum urmează o lecție legată de partea de iSCSI, pentru că
E un protocol care ne oferă mult flexibilitate în partea de configurare de storage. Și sunt foarte multe tipuri de storage care suportă protocol iSCSI. Am văzut inclusiv modele foarte mici în comerț cu 2-3 discuri care au și suport de iSCSI. Și ajungând până la servere mari, storage-uri mari de la diversi producători care pot oferi acest suport. Și atunci avantajul lui ar fi că ne putem face rapid un cluster, chiar dacă și nu trebuie neapărat să investim în controlere scumpe de Fiber Channel pentru toate hosturile. Deci putem folosi orice tip de hosturi pentru că accesul se face prin TCP/IP. Ca și trecerea în revistă a funcționalității, avem undeva un target, deci puteți să-l gândiți ca un host în rețea sau ca o mașină care oferă aceste volume de storage. Acolo vom avea un target, respectiv un portal, dacă vreți, la care să ne conectăm. Portal, nu vă gândiți că accesul se face pe HTTP, deci e o chestie tipică de iSCSI, așa au considerat ei de cuvință să denumească target portal. Respectiv, pot deschide o conexiune pe iSCSI și pot enumera, mă pot conecta la iSCSI targetul respectiv și pot enumera volumele care sunt publicate de către acel iSCSI target. Configurația volumelor este făcută de obicei de administratorul storage-ului, iar acestea pot fi de asemenea mascate, astfel încât să fie accesibile numai către anumite servere, deci să nu mă pot conecta de oriunde. Pot face de asemenea autentificare pe conexiune, dar nu oricine să poată accesa storage-ul. În particular, vreau să povestesc că în Windows Server 2012 avem suport de iSCSI Target inclus. Până acum el era disponibil numai într-o anumită versiune de Windows, numită Storage Server, Windows Storage Server. Deci la Windows Server 2008R2 era această ediție specială pentru storage-uri, să zicem. Acum avem această capabilitate de iSCSI Target în toate edițiile de Windows și putem să o folosim pentru a expune volume de storage către alte hosturi. Deci avem flexibilitate în alocarea de storage. Dacă am mai mult storage pe un server, pot să-l expun și să îl folosesc pe alte hosturi. Pe hostul care folosește storage-ul, trebuie să am iSCSI Initiator și ăsta este inclus în sistemul de operare, începând de la Windows Server 2008R2 și mai nou este și în Windows 8. Deci pot să configurez storage chiar către clienți. Clienții Windows 8. Atât iSCSI Initiator-ul cât și iSCSI Target au un identificator unic numit IQN și vedeți aici un exemplu de IQN tipic pentru storage-ul și iSCSI Initiator-ul de tip Microsoft și o să explicăm imediat care este formatul pentru acest iSCSI addressing. El începe cu prefixul IQN. Începe, după aia continuă cu un date code în formatul an, lună, când organizația care a implementat storage-ul a aplicat pentru acel domeniu de nume, deci pentru iSCSI. În cazul lui Microsoft, 1991-05, deci este întotdeauna. După care, numele de domeniu al organizației care a implementat funcționalitatea respectivă de iSCSI, în cazul ăsta este com.microsoft, deci domeniul Microsoft scris pe DOS. Deci începe cu com și după aia Microsoft. Și după care două puncte și un identificator unic. Să practică foarte mult să se folosească numele hostului care oferă acest serviciu, de exemplu în cazul iSCSI Target, să poate pune acolo numele serverului pe care este găzduit targetul. Dacă am mai multe targeturi pe același host, că se poate și acest lucru, deci să pot configura targeturi multiple, e obligatoriu fiecare target trebuie să aibă un nume unic. Deci trebuie să am grijă să mai adaug acolo ceva caractere care să specifice și targetul. Mai există folosită și notația EUI, care folosește prefixul EUI cu și după aia 16 caractere, în care să folosesc 24 de biți pentru companie și 40 de biți pentru Unique ID. Deci asta pentru unele implementări de iSCSI. Acum,
iSCSI Initiator-ul există în fiecare versiune de Windows de la 2008 R2 și Windows Server 2012 și mai nou am spus și în Windows 8. Poate folosi capabilități cum ar fi iSCSI Naming Service, ASNS. Asta e un fel de DNS pentru iSCSI, adică pot publica în acest serviciu o listă cu toate iSCSI targeturile pe care le am în organizație, ca după aia să le pot regăsi ușor și să nu trebuiască să mă gândesc că acea adresă de IP avea storage-ul ăsta, ca să știu că, să mă conectez la el. Am posibilitatea de remote boot de pe iSCSI, ceea ce e foarte interesant, pentru că pot configura, de exemplu, servere să booteze din rețea folosind iSCSI. Pentru asta trebuie să am suport de iSCSI în BIOS. Deci nu că BIOS-ul o să fie cel care încearcă să acceseze iSCSI. Autentificare cu CHAP sau Digest. Se poate folosi atât IPv4 cât și IPv6, deci așa, și suport de multipath I/O. Asta e o altă capabilitate din Windows care îmi permite ca dacă am legături redundante la storage să pot face balansare și să am și fault tolerance, adică dacă pic o legătură să pot să mă conectez pe cealaltă și să nu am întrerupere de conectivitate. Și de asemenea, dacă am o sesiune de iSCSI, să pot face conexiuni multiple, adică dacă sunt, de exemplu, mai multe aplicații care accesează diverse volume de pe storage, să pot folosi aceeași sesiune, să nu trebuie să deschid sesiuni multiple. În ceea ce privește capabilitățile de iSCSI Target din Windows Server 2012, pot să fac Network Disless Boot, dacă pun acolo, de exemplu, VHD-uri. Ca o paranteză, am uitat să menționez, toate lunurile care sunt create pe iSCSI Target-ul de la Microsoft sunt, de fapt, niște VHD-uri. Și o să vedem imediat în demonstrație acest lucru. Bineînțeles, pot să folosesc pentru a asigura spațiu de stocare adițional pentru aplicațiile care rulează pe diverse servere. De tipul, am un server Exchange, îmi mai trebuie niște spațiu. De unde iau repede și fără să mă chinui să mai pun discuri în server sau să așa. Pun iSCSI Initiator-ul, mă conectez la un alt server care are storage suficient și dau de acolo niște volume, temporar cel puțin, ca să până rezolv problema. De asemenea, storage pentru mașini virtuale. Până să apară suportul de fiber channel, virtual fiber channel în Hyper-V, n-aveam o altă metodă pe care să-i dau unei mașini virtuale acces la un storage. Deci iSCSI era varianta cea mai comună pentru a permite unei mașini virtuale să acceseze un storage remote. Acum, mai nou, am zis și suportul de virtual fiber channel. După care, o altă variantă ar fi să combin storage din mai multe surse și să fac niște volume mai mari. Cu capabilitatea de storage pools din Windows Server 2012, pot lua volume de pe diverse tipuri de storage, pot face chiar combinații, deși nu e chiar foarte elegant, să iau storage de Fiber Channel, storage de iSCSI, de pe diverse servere, direct attach storage, tot felul de discuri, le pun într-un storage pool și după aia creez un singur volum mare cu toate discurile alea. Și merge, deși performanța o să difere în funcție de unde scrie la momentul respectiv, dar pot face un volum foarte mare. Și în sfârșit, iSCSI e foarte pretabil pentru medii de test, demo, dezvoltare, cum ar fi exemplu care l-am aici. Mi-am făcut rapid un iSCSI Target cu două laptopuri, mă pot conecta la iSCSI Target-ul respectiv și pot simula un failover cluster, după cum o să vedem. MPIO este o capabilitate din Windows care îmi permite ca dacă am, să zicem, legături redundante către un storage, storage-ul poate fi Fiber Channel, iSCSI sau SAS-uri, discuri SAS atașate la mai multe hosturi, și dacă am legături redundante, așa cum povesteam, pot să le folosesc pentru a accesa simultan volumele de storage, deci să am balansare de trafic, și de asemenea redundanță la căderea unei singure conexiuni, să zicem. Dacă una dintre conexiuni pică, poate să acceseze prin cealaltă. MPIO a fost introdus de la Windows Server 2008, de asemenea avem în 2008 R2 și, bineînțeles, și în 2012. Deci avem această capabilitate. Ok. Aici vedeți un exemplu de conexiuni fault tolerant, respectiv cum aș putea face să beneficiez de MPIO
într-o configurație de failover clustering, să zicem cu Hyper-V, deși nu contează neapărat ce workload e acolo, vedeți cele două hosturi. Fiecare host are două plăci de rețea și exemplu e cu iSCSI în acest caz, dar se poate face similar și cu Fibre Channel. Și vedeți că fiecare placă de rețea este configurată într-un switch separat. Trebuie să am redundanță și la nivel de switch-uri ca să, dacă pică un switch, să pot totuși să mă conectez prin celălalt switch. Și de asemenea, vedeți că și storage-ul respectiv, în cazul ăsta poate fi orice host cu iSCSI target, are și el două plăci de rețea și la fel sunt conectate în switch-uri separate. Astfel încât, dacă am o aplicație care rulează pe un host, poate accesa storage-ul fie prin prima placă, primul switch, placa de rețea de la storage și ajunge la lunul care interesează, sau prin a doua placă, al doilea switch și iarăși storage-ul și accesează lunul respectiv. În momentul ăsta se poate configura MPIO, respectiv să avem conexiuni redundante pentru accesul la storage. Ok, asta a fost o scurtă trecere în revistă a capabilităților din failover clustering și din Windows Server. Toate astea a fost așa ca să ne aducem aminte cum funcționează și acum să discutăm despre cum le putem folosi într-o configurație cu Hyper-V. Prima discuție este legată de Live Migration. Ca și arhitectură de Live Migration, tradițional, deci nu discutăm aici de Share Nothing sau de Storage Migration, o să vedem puțin mai târziu despre ele. Deci, tradițional, trebuia să am cel puțin două hosturi. Avem o mașină virtuală care rulează pe primul host și care accesează VHD-ul prin CSV, deci Cluster Share Volume, deci respectiv un volum care este montat în C-Cluster Storage și își accesează VHD-ul care se află pe storage-ul partajat într-un volum de storage. Lunul respectiv este prezentat către ambele hosturi, deci chiar și hostul 2 are și el acces la lun, dar nu pot avea acces simultan la VHD pentru că se face excluziune mutuală la nivel de fișier. În momentul când administratorul trigărează un live migration, se va face o sincronizare a memoriei între mașina virtuală care rulează pe primul host și se alocă spațiu în memorie pe cel de-al doilea host și se sincronizează paginile de memorie. Se fac mai multe iterații până la 10 și se încearcă sincronizarea memoriei, asta în timp ce mașina virtuală funcționează. Deci să facă atâtea iterații cât este nevoie ca să sincronizeze paginile de memorie. În momentul când acestea sunt sincronizate, se face pauză la mașina virtuală de pe primul host, se comută contextul de execuție, deci practic unde a rămas cu execuția din mașina virtuală în momentul respectiv, pe cel de-al doilea host și să reia execuția de aici. Și de asemenea să realocă VHD-ul, să reasignează la mașina virtuală de pe al doilea host. Practic, din punct de vedere al guest-ului, deci al mașinii virtuale, asta nu se sesizează că i s-a schimbat hostul și continuă execuția din același moment. Din punct de vedere al clienților care se conectează la acea mașină virtuală, întreruperea este minimală și poate fi asimilată cu o întrerupere sau o aglomerare temporară în rețea, deci un răspuns întârziat în rețea. Deci asta este arhitectura tipică de Live Migration, așa cum era ea implementată și la Windows Server 2008 R2. În această situație avem nevoie de un storage partajat și pe acel storage partajat trebuie să avem cel puțin un volum cu Cluster Share Volume pe care o să punem VHD-urile pentru mașina virtuală. Ca și cerințe, trebuie să avem două sau mai multe servere în cluster care rulează Hyper-V și au, bineînțeles, suport pentru hardware virtualization, că asta, dacă n-are, n-ar merge Hyper-V-ul. Au procesoare similare, adică să fie de la același producător, Intel-Intel sau AMD-AMD. Nu putem face migrări mixte de la Intel la AMD sau invers, pentru că sunt arhitecturi diferite. Evident că pot fi procesare din generații diferite, dar trebuie să fie de la același producător. Dacă sunt procesoare diferite, în sensul că diferă ca frecvență și așa mai departe, putem activa acea bifă care permite ca mașina virtuală să fie migrată pe un alt server care are un procesor diferit, deci să face compatibilizare. Toate nodurile din cluster trebuie să fie în același domeniu Active Directory sau un domeniu Trusted. Asta e cerință de failover clustering ca să se poată face autentificarea.
Mașinile virtuale trebuie să folosească hard disk-uri virtuale care să fie salvate pe storage-ul partajat în cluster share volume. Mai nou sunt suportate și discuri pass-through cu virtual fiber channel. Deci chiar dacă mașina virtuală e conectată la un virtual fiber channel și accesează un lun de storage sau mai multe prin virtual fiber channel, se poate totuși face live migration pe un alt nod și să face reasignarea cu virtual fiber channel. E recomandat de asemenea să avem o rețea dedicată pentru partea de live migration, asta ca să nu ne certăm pe trafic cu alte tipuri de trafic generate în cluster. Dacă folosim Teaming și partea de virtual switch din Windows Server 2012, putem face quality of service și să alocăm, să zicem, trafic special pentru partea de live migration. În plus, dacă facem live migration în cluster, după modelul pe care l-am prezentat chiar mai devreme, trebuie să avem partea de Windows File Over Clustering configurată și Cluster Share Volume. În Windows Server 2012 însă avem și live migration, folosim storage partajat de tip SMB3.0 File Share. Asta pentru că în SMB3.0 pot face o redirectare transparentă către un file share aflat pe un alt host. Și așa că pot face, de exemplu, storage migration, adică să las mașina virtuală pe hostul care este și să mut storage-ul, sau invers, să fac share nothing live migration, în care las storage-ul pe hostul 1 și mut numai mașina virtuală. Și mașina virtuală se va conecta la VHD-ul care a rămas pe primul host. Bineînțeles, trebuie să am file share-uri situate pe un server de tip Windows Server 2012 ca să suporte SMB3.0 și preferabil să fie altul decât hosturile Hyper-V, dar nu e musai, o să discutăm. Avem, așa cum am spus, suportul de storage migration sau storage live migration, care permite să mut mașina virtuală în timp ce merge pe un alt host. Să mut storage-ul mașinii virtuale, mă scuzați, în timp ce mașina virtuală merge pe un alt host. Să face un soi de mirroring și o să vedem imediat un grafic. Și după ce se copiază conținutul storage-ului, chestia asta poate să dureze câteva zeci de minute, depinde cât de mare e VHD-ul, se comută sau se redirectează transparent. Mașina virtuală va folosi VHD-ul care a fost copiat pe celălalt host, deci să face o redirectare transparentă. Chestia asta este implementată în SMB3.0. Cum funcționează? Avem o mașină virtuală pe hostul 1, vedeți că nu e cluster, deci practic sunt hosturi independente. Prin stack-ul de VHD își accesează VHD-ul care se află pe serverul respectiv. Se face o copiere a VHD-ului pe un alt host și să face copierea fișierului. După ce s-a făcut copierea inițială, mașina virtuală va scrie o perioadă de timp în ambele locuri, deci practic scrierile se vor face atât în VHD-ul local cât și în VHD-ul remote, ca să le păstrăm sincronizate. Și în sfârșit, când sincronizarea este perfectă, practic e eliminat VHD-ul de pe primul host și mașina virtuală va continua execuția scriind numai pe VHD-ul care se află pe cel de-al doilea host. Deci asta este storage migration. Ulterior pot alege să fac și migrarea mașinii virtuale, după cum o să vedem imediat în exemplul următor. Asta se cheamă Shared Nothing Live Migration, care mută mașina virtuală, dar lasă storage-ul acolo unde este. Da? Și bineînțeles și asta necesită SMB3.0, deci VHD-ul trebuie să fie situat pe un file share de tip SMB3.0. Cum se întâmplă aici? Avem o mașină virtuală pe un host care scrie în VHD-ul situat pe același host. Se inițiază sincronizarea paginilor de memorie, respectiv se alocă resurse, adică se configurează o mașină virtuală cu aceleași caracteristici pe cel de-al doilea host, se face sincronizarea paginilor de memorie, la fel ca la live migration-ul tradițional, numai că aici nu avem storage partajat, deci nu avem cluster share volume. După ce s-a făcut sincronizarea memoriei,
să face pauză la mașina virtuală, să comută contextul de execuție și noua instanță de mașină virtuală de pe host 2 va continua execuția din momentul în care a rămas, accesând însă VHD-ul pe primul host, unde a rămas de fapt. Deci asta este scenariul pentru Shared Nothing Live Migration. Totul se face prin rețeaua TCP/IP. Bineînțeles, trebuie să am o legătură de rețea destul de bună ca să nu fie probleme la sincronizarea memoriei. Am avut situații, de exemplu, când am încercat o sincronizare din asta pe o rețea de 100 megabiți și uneori mergea, uneori nu. Deci nu, trebuie să avem măcar un gigabit acolo ca să fim siguri. Un alt scenariu nou implementat în Hyper-V în Windows Server 2012 este Hyper-V replica și ăsta se pretează la scenarii de disaster recovery și haideți să vedem puțin cum funcționează. În Hyper-V replica se face o sincronizare asincronă, paranteză la live migration era cumva sincronă, pentru că trebuie, cel puțin când se facea copierea paginilor de memorie, practic trebuia sincronizate paginile de memorie pe cel de-al doilea host și trebuia să reușească sincronizarea. La fel la storage migration, o perioadă mașina virtuală scria în ambele părți, tot așa ca să se asigure consistența. Aici însă la Hyper-V replica e o sincronizare asincronă care poate să aibă și până la 10-15 minute întârziere. Deci, de asemenea, poate merge pe legături de rețea de viteză mai slabă, chiar și un 10 megabiți acolo. Deci ideea este că vrem să facem o copie a mașinii virtuale de pe un host de producție pe un alt host care tipic se află în altă locație, pentru că vrem să activăm scenarii de disaster recovery. Și atunci, chestia asta se activează în primul rând pe host, ca hostul să poată participa într-un parteneriat de tip Hyper-V replica cu alte hosturi. După care, la fiecare mașină virtuală care vreau să o replic în altă parte, voi configura individual replicarea și spun Create VM replica. Funcționează peste TCP/IP, evident, pot activa opțional încriptare. Asta dacă pun IPsec, deci nu e built-in în protocol. Și poate funcționa cu servere individuale, poate funcționa între două noduri care sunt din clustere diferite, adică am un cluster în mediu de producție și unul în disaster recovery, deci nu trebuie neapărat să facă parte din același cluster, de fapt n-am nicio dependență de clustering la replica. Iar serverele poate să afle în aceeași locație sau în altă locație geografică, inclusiv în alte domenii, pentru că pot configura autentificare cu certificate dacă serverele nu sunt într-un domeniu trusted. Dacă sunt într-un domeniu trusted, se folosește Kerberos pentru autentificare. Te rog. Da, bună întrebare. Dacă sincronizarea este diferențială. Da, se face o sincronizare inițială în care se copiază întreg VHD-ul și setările mașinii virtuale. Trebuie spus că în partea cealaltă mașina este oprită, deci nu pot avea o aceeași mașină virtuală, două instanțe diferite, două instanțe ale ei să ruleze în două locuri simultan. Deci pe hostul de producție mașina se face o copiere a VHD-ului și după aia inclusiv ce s-a afla în memorie în momentul respectiv. Și după care se fac sincronizări periodice, diferențiale, cum ați menționat. De fapt, se folosește VSS-ul și VSS-ul interceptează scrierile pe care mașina virtuală le face în VHD-ul de pe primul host și le transmite după aia pe celălalt host și vor fi aplicate acolo. Corect. Deci, practic, puteți avea înlănțuire, să zicem, de pe cel de-al doilea host mai departe. Evident, aici nu va mai fi prima mașină pornită, ci vor fi oprite toate. Asta, dacă vrem să facem o scurtă arhitectură despre cum funcționează, vedeți că am o mașină virtuală care scrie pe VHD-ul situat pe primul host. Să faci o replicare inițială în care să copiază VHD-ul, deci folosim VSS, de fapt, să faci un snapshot de Volume Shadow Copy Services, să copiază VHD-ul și să creează o configurație de mașină virtuală identică ca și setări pe cel de-al doilea host, doar că asta va fi oprită. După care,
prin VSS se interceptează scrierile pe care mașina virtuală de pe primul host le face în VHD și astea se transferă pe cel de-al doilea host. Dacă este cazul și primul host pică, mașina virtuală pe al doilea host nu este pornită automat. Deci trebuie să fac eu ceva, fie să o pornesc manual, fie să fac ceva automatizări cu PowerShell dacă monitorizez primul host și ăsta s-a stricat, după să inițiez un startup la mașina virtuală de pe al doilea host. E ca și cum hostul a fost resetat și repornește, butează din nou. Deci nu este live. Deci dacă asta era întrebarea, practic trebuie să treci un interval de timp până pot relua funcționalitatea pe hostul din cel de-al doilea centru. Din cauza asta să pre... Ce anume? O parte din date s-ar putea... Deci nu te las să o pornesc. Dacă e activat replica, nu mă las să o pornesc decât dacă prima rulează. Dacă prima e oprită, atunci o pot porni. Și asta ca să nu am două instanțe cu același nume pe două hosturi diferite. Deci... Da, asta se poate configura cu IP Pulse în SCVMM cel mai elegant, adică să... Corect, cu PowerShell sau cu altă... Deci observația a fost ca s-ar putea ca în... Ideea că în cealaltă rețea s-ar putea să fie alt subnet de adrese de IP și atunci trebuie să ne asigurăm că primește adresa de IP de unde trebuie. Și asta o pot configura cu IP Pulse, de exemplu, în SCVMM. O să vedem mâine. Păi știe prin mecanismul de replicare care e activă la un moment dat. Ideea este că una e activă și cealaltă este cea care primește. Se poate inversa sensul de replicare, adică practic dacă eu vreau ca la un moment dat să o pornesc pe cea de-a doua, inversez sensul și atunci pornește a doua și se oprește prima. Deci pot schimba sensul de replicare din disaster recovery în producție dacă vreau. De exemplu, am făcut... S-a întâmplat ceva cu cea de producție, am pornit-o pe cea de disaster recovery și după aia am reușit să pornesc hostul în producție și vreau să primească ultimele modificări ca ulterior să pot să preiau din nou pe producție procesarea. Și atunci se poate inversa sensul de replicare. Da? O să încercăm să facem chestia asta. De fapt, întrebarea care v-aș pune este dacă să încercăm un failover cluster sau VM replica în următoarea demonstrație, că s-ar putea să fie mai interesant VM replica. Dar oricum, vedem. Deci, ideea este că, deoarece replicarea asta nu se face instant, e asincronă, s-ar putea să pierdem niște date. Adică, dacă existau date în memorie aici, pe primul nod, și mașina pică sau întreg hostul pică, datele alea se pierd dacă n-au apucat să fie replicate. Dar am un scenariu de disaster recovery care îmi permite să reiau activitatea dintr-un moment T minus ceva, 10 minute, 15 minute. Da, cam așa ar fi. Adică să nu am o întrerupere foarte mare. Și chestia asta, oricum, dacă ar fi să revenim și la scenariul de live migration tipic, adică cu storage partajat, cu sincronizare, ideea că nici ăla nu mă protejează la căderi. Pentru că dacă am o mașină virtuală care merge pe un nod și pică, nu mai am timp să fac live migration. Adică dacă n-am inițiat live migration-ul anterior, nu am cum să mă protejez la căderi din astea accidentale. Deci chiar și la live migration nu sunt protejat la căderi de host, de exemplu. Da? Da. Și atunci scenariul ăsta de Hyper-V replica este pretabil de fapt la scenarii de disaster recovery, când vreau să minimizez întreruperea, să fie la un, să zicem, 10-15 minute față de întârziere față de ce era pe producție. Ok. Corect, deci să pot face o automatizare în care să monitorizez hostul de producție și să verific dacă este încă online. Pot să-l monitorizez, de exemplu, cu SCOM-ul și în momentul în care primul server pică sau se întâmplă ceva cu mașina aia virtuală și nu mai răspunde la apel, să inițiez failover-ul.
Păi nu o să mai poată, pentru că o să vadă că deja s-a pornit mașina virtuală pe al doilea host și atunci nu o mai pornește pe primul. Deci... Păi nu, că dacă hostul 2 a preluat controlul asupra unei mașini virtuale, că pot avea, de exemplu, o pereche de hosturi și la unele dintre ele să am mașina virtuală de pe primul nod să fie master și după aia slave pe cel de-al doilea și invers, la altă mașină virtuală să fie în direcția opusă, dacă vreau. Dar dacă pornește un al doilea host și vede că mașina virtuală e activă pe celălalt nod, nu o să o mai pornească el aici, pentru că nu pot avea două instanțe simultane. A, network disconnect, avem un scenariu interesant. Deci în momentul în care cele două noduri se reiau conexiunea, da? Se oprește prima, cea care picase, fiindcă tu ți-ai făcut failover-ul deja. În momentul în care, în acel replication, tu i-ai spus, păi, ok, știu că tu ești replica, celălalt e jos, hai tu sus, chiar dacă e disconnect, el va ajunge sus. În momentul respectiv, replication-ul e broken. Dacă ăsta revine, nu va mai putea să facă în continuare, să-și continue replication-ul. Ajunge sus, vede că, în momentul în care apare acea conexiune din nou, vede că ăsta e online, că s-a făcut failover-ul și atunci se oprește ăsta. Și poți să faci, să inversezi sensul replicării, fiindcă șansele sunt că varianta mai actuală, cumva, e dincoace. Acum, exact ce spunea și Adi, nu e instant. E și o chestie bună asta, fiindcă tu dacă ai o problemă într-o mașină și, știu eu, te trezești cu un blue screen în interiorul mașinii, n-ai vrea să ai treaba sincronizată la nivel de bit în memoria celelalte mașini, că vei avea două blue screen-uri în același timp. Ai un delay de câteva minute, timp în care dacă ăsta pică, tu știi că ai o versiune a mașinii respective de acum câteva minute. Îi faci un snapshot, o aduci sus, vezi ce se întâmplă, poate crapă. Revii la snapshot, te mai uiți o dată până descoperi de ce crapă eventual. Și deci, în replica poți să spui să țină ultimele trei replici sau mai multe. Exact. Da, se poate configura acest lucru. Deci se poate configura ultimele trei puncte de recovery sau de replicare, să zicem. Și putem de asemenea să o combinăm cu DPM. Pentru că dacă punem, de exemplu, un scenariu ar fi, putem pune DPM fie pe serverul de producție, dar l-am putea pune DPM-ul pe serverul de replicare de la distanță. Deci să am și protecția datelor folosind DPM. Și atunci devine chiar interesant. Avem aici un scenariu de disaster recovery în care două clastere în locații chiar diferite. Unul e în production site și celălalt disaster recovery site și pot desemna un nod, de exemplu, sau configura replicare între clusterul de producție și clusterul de disaster recovery. În cazul ăsta intră în funcțiune așa numitul Hyper-V replica broker, astfel încât dacă eu am o mașină virtuală care se replică de pe un nod de pe primul cluster pe un alt nod din al doilea cluster și mașina asta virtuală să mută pe acolo cu live migration în primul cluster, să păstreze replicarea. Adică chiar dacă eu fac live migration cu mașina aia și o mut pe alt nod, să menține relația de replicare de data asta între hostul celălalt de aici din clusterul din primul cluster către. Da, cu Share Nothing Live Migration, tot așa se păstrează relația de replicare. Adică mașina virtuală, chiar dacă o mut, păstrează informațiile de replicare și dacă hostul pe care am mutat-o are configurat replica, atunci se menține în continuare relația de replicare pe cel de-al doilea host. Deci chiar o tehnologie interesantă și care se pretează în special la astfel de scenarii de disaster recovery.
Nu, e aceeași, identică cu cea de pe primul host, dar e oprită. Corect. Deci, la replicare, el replică setări identice, dar după aia, bineînțeles că ea fiind offline, pot să mă duc să o modific și să dau cât vreau eu în disaster recovery. Acum, haideți să vedem un scurt demo. O să fac întâi partea de failover clustering și o să-mi spuneți dacă vreți să finalizăm și după aia să încercăm și Hyper-V replica, dacă se poate. Pentru asta, am două noduri, de fapt. Avem aici host 1 și pe el funcționează și domain controllerul, deci o situație mai specială, iar domain controllerul are și partea de iSCSI target și haideți să ne uităm cum arată iSCSI target-ul mai întâi. Deci aici pe DK1 e puțin mai ciudat să pui storage-ul pe domain controller, dar acceptăm în condiții de demo. Ăsta era cel mai disponibil dintre mașinile virtuale, deci de asta l-am ales. Avem zona de File and Storage Services și aici avem capabilitatea de iSCSI și observați că am făcut un iSCSI target și la care ne uităm puțin la proprietăți. Are un nume, are un IQN care a fost generat automat, deci în formatul pe care l-am discutat puțin mai devreme. Aici pot specifica cine sunt inițiatorii care au voie să se conecteze la iSCSI target-ul respectiv și i-am specificat tot așa după IQN. Mai puteam folosi adrese de IP sau nume de DNS, dar atunci trebuia să mă asigur că merge DNS-ul. La partea de security pot configura autentificare, respectiv când se conectează inițiatorul să furnizeze parolă, asta ca să nu se conecteze oricine la storage-ul meu. Și în sfârșit aici puteți să vedeți ce conexiuni sunt active în momentul ăsta pe acest target. Ambele hosturi, așa cum am spus, se conectează la acest iSCSI target pentru a avea acces la storage partajat. Deci asta a fost partea de target și de asemenea am mai făcut aici două discuri, astea le-am făcut eu manual, celelalte două care sunt mai jos sunt făcute de SCVMM, o să vedem puțin mai târziu. Deocamdată discutăm de iSCSI standalone, deci fără să fie gestionat de către SCVMM. Dacă vreau să mai creez un disc, fac new iSCSI virtual disc, să vedem cum funcționează wizard-ul. Am dedicat un disc separat E atașat la mașina virtuală pe care să fie salvate toate volumele. O să îi zic virtual vdisk, scuze, vdisk 3, că mai am aici încă două. Vedeți că se creează un VHD, deci este într-un director iSCSI virtual disk, disk3.vhd. Ca și size o să fac un 100 de giga ca să mai am loc și pentru altele. Și aici pot refolosi targetul deja creat, respectiv discul virtual sau LUN-ul, cum vrei să-i ziceți, va fi expus prin acest iSCSI target. Pot avea de asemenea mai multe iSCSI targeturi pe același host. În cazul ăsta am însă un singur iSCSI target și voi crea LUN-ul respectiv. În momentul ăsta el alocă spațiu. Practic, dacă ne uităm aici pe discul E de storage, ăsta e tot un VHD și aici e puțin cam complicată treaba, pentru că o să am un VHD care e atașat la mașina virtuală domain controller. În interiorul ei voi avea aceste trei VHD-uri, VDISC 1, VDISC 2, VDISC 3, care sunt de fapt lunuri de storage. Și dacă voi alege să plasez niște mașini virtuale pe volumul de storage partajat, voi avea în interiorul lor încă un VHD. Deci va fi VHD în VHD în VHD, ceea ce nu vă recomand să faceți în producție. Dar în scopuri de demo merge. Deci asta ca să... Da. Deci pentru testare, mai ales că n-aveam un storage dedicat aici ca să-l folosesc, merge. Dar... Și mai adăugăm și faptul că cel puțin discul la mașina virtuală domain controller este dinamic. Aici VHD-urile astea două sunt statice, dar nu se alocă decât în momentul în care scriu în ele de fapt pe discul fizic. Și după aia în lunul de storage iarăși pot alege ce tip de mașină virtuală creez, dacă se alocă tot spațiu sau nu.
Ok, deci asta a fost pe partea de iSCSI Target, nu mai am ce să fac aici mare lucru. Pe partea de server host 1, din meniul Tools, accesez iSCSI Initiator-ul și vedeți aici că am configurat deja anterior targetul la care mă conectez. Pot să introduc aici, de exemplu, numele targetului și să zic Quick Connect. De asemenea, pot folosi partea de Discovery în care pot introduce mai detaliat adresa, portul și să mă pot conecta la Discover portalul respectiv. Iar aici, la Volume și Devices, vedeți că a descoperit automat cele două volume. Aici mai pot apăsa o dată Auto-Configure și o să fac același lucru și pe celălalt host ca să descopere toate cele trei volume pe care le-am creat eu pe targetul respectiv. Asta ca să le pot folosi la partea de failover clustering. Bun, deci asta a fost toată configurația de iSCSI. În momentul ăsta, cele două noduri pot accesa storage-ul partajat de pe iSCSI Target. În continuare, pornim Failover Cluster Manager, care am avut grijă să-l instalez înainte pe fiecare dintre cele două noduri. Deci am pe fiecare nod am Hyper-V și am instalat și rolul de failover clustering. Aici am o mică problemă pentru că trebuie să fiu logat cu un user de domeniu și o să aveți răbdare până fac logoff și logon cu userul de domeniu. Deci am uitat să fac acest aspect. Other user. Ok, deci eu eram logat local pe nodul respectiv, deci nu puteam să... Așa, numai puțin să schimb rezoluția pentru că în momentul ăsta nu se mai vede nimic pe ecran. Și ar trebui să să-și revină. Bun, deci acum am reluat. În momentul ăsta sunt logat pe același nod, dar folosind contul de domeniu. Și din Server Manager pornesc consola de Failover Cluster Manager. Și aici pot începe prin partea de validare de configurație. Deci Validate Configuration Wizard mă ajută să testez configurația clusterului pentru a vedea dacă este pretabil pentru a crea un configurația celor două noduri pentru a vedea dacă sunt pretabile pentru a face un cluster. Și acum, de exemplu, pot face scriu aici host 1 add, verifică serverul că poate fi contactat, îi rezolvă numele, host 2, add, trebuie să fie și el. Și acum pot să specific dacă rulez toate testele și, sau numai testele pe care le selectez. Ce ziceți, avem răbdare să ruleze toate testele? N-ar trebui să dureze mai mult de 5 minute. Ok, între timp mai povestim și alte lucruri. Și acum, practic, e gata să testeze, să facă validarea. Și începe validarea configurației. Vedeți acolo că au dat deja niște erori, cred că au fost legate chiar de partea de iSCSI. Nu are partea de iSCSI MPIO configurată simultaneos failover. S-ar putea să fiu totuși în stare să creez clusterul, chiar dacă am aceste capabilități. Bineînțeles că aici sunt multe teste, sunt peste 100 și unele sunt interpretate ca warning-uri, altele ca și critical. Deci dacă nu sunt, nu pot face clusterul. Deși, așa cum spuneam și tu din mai devreme, pot forța crearea clusterului chiar dacă nu îndeplinesc toate condițiile. Asta pentru scopuri de testare, evident. În producție este bine să mă asigur că trece toate testele. Pentru că dacă trece toate testele, este suportat oficial de Microsoft și asta este important. Deci, dacă îi sunăm, să putem să poată să ne acorde suport.
Asta e, dacă vreți, o schimbare de atitudine de la Microsoft față de, de sistemele de operare anterioare, 2003, 2000 și așa mai departe, când existau configurații aprobate de servere pentru cluster și de storage. Deci nu puteai face cluster cu orice. Trebuia să fie în HCL, în Hardware Compatibility List, și exista o listă de HCL pentru, special pentru asta. Pentru clustering. Acum, mai nou, dacă am două servere, am niște storage pe acolo și rulez acest validator configuration wizard și dă past, adică trece testele, atunci am un cluster și este oficial suportat de Microsoft. Deci asta este schimbarea de atitudine sau de vedere din punctul ăsta. Pot folosi servere care sunt diferite, care n-au neapărat exact aceeași configurație, deși e recomandabil să fie servere similare. Pot folosi diverse tipuri de hardware. Și aici vedeți că am un cluster validation report și o să ne spună dacă putem face clusterul sau nu și să vedem ce probleme sunt. Aici use recommended settings, deci n-am mai deschis browserul până acum. Și vedeți aici că sunt ceva probleme pe la partea de network și storage, dar sunt warning-uri. Și asta înseamnă că pot merge în continuare să fac clusterul, pentru că funcționează, doar că nu e chiar configurația suportată oficial în cazul ăsta. Deci pe partea de Hyper-V, vedeți că validează faptul că avem Hyper-V instalat. La partea de inventar hardware verifică tot felul de device-uri. La partea de network e o problemă cu IP și network communication și aici probabil este că avem o singură rețea și ne uităm imediat. Vedeți că am validarea configurației și undeva mai jos nu are un default gateway. N-avea rost să pun default gateway pentru că sunt doar două hosturi legate între ele, nu ies nicăieri. E bine să am un default gateway că dacă ne trebuie patch-uri sau nu știu ce să putem ieși pe internet. Și după aia, pe tot aici, avem partea de MPIO, care ne spune că nu funcționează și iarăși nu avem multiple arbitration. Iar din nou la partea de networking communication ne avertizează că avem o singură rețea între cele două hosturi. În mod normal, la un cluster ar trebui să avem conexiuni redundante, adică să avem rețeaua pentru clienți, Heartbeat. Dacă storage-ul e pe iSCSI, e bine să avem rețea redundantă pentru iSCSI. Deci să avem acolo măcar vreo două sau trei plăci de rețea pentru fiecare nod. În rest, pare ok, deci putem continua cu partea de... Aici mai sunt erori legate de SCSI 3, pentru că nu avem suport în iSCSI target-ul din Windows Server, dar în general putem continua cu crearea clusterului, deci nu e nicio problemă. Acum o să zic, am bifa asta, care zice create the cluster now using the validated nodes. Eu mai vreau să fac o dată, așa că am debifat și mai alegem opțiunea create a cluster, pentru că aici mai pot pune opțiuni suplimentare, altfel îmi alege el unele chestii default. Și zic aici din nou nodurile, host 1, host 2, add, next, cluster name, cluster 1. N-am altă imaginație în momentul ăsta. Aici vedeți că avem subnetul și trebuie să-i spun ce adresă să fie folosită pentru clusterul propriu-zis, pentru instanța de cluster. Și aici o să pun, pentru că hosturile au 201 și 202, o să pun eu de la 101. Deci asta ar fi instanța pentru serviciul de cluster. Și după aia, dacă pun resurse în cluster, și acolo trebuie să configurez adrese de IP pentru resursele respective în cluster. Și în sfârșit, pot să creez clusterul, adaug tot storage-ul eligibil la cluster, deci cele trei volume care le-am configurat în iSCSI target și va face configurarea corespunzătoare. Deci e mult mai simplu decât era cel puțin la versiunile anterioare, Windows Server 2003,
2000 NT, unde trebuia să fii expert ca să poți să faci un cluster. Și plus îți trebuiau neapărat anumite configurații. Acum oricine poate să facă un cluster folosind orice servere și orice storage are pe la îndemână. Asta o să dureze ceva. După care o să vedem, o să încercăm să rupem clusterul și să configurăm și Hyper-V replica, asta ca variație, deci o să vedem imediat după asta. Deci asta ar fi componenta de failover clustering din Hyper-V direct sau din serverele de Hyper-V direct și vedeți că avem nevoie de failover cluster manager ca să facem clusterul, pentru că în consola de Hyper-V nu ne spune nimeni că e, nodul e în cluster sau nu. Deci, și mai ales nu putem crea mașini virtuale highly available din consola de Hyper-V Manager, ci va trebui să folosim consola de Failover Cluster Manager ca să facem resurse highly available. Asta o să dureze puțin. Să vedem ce se întâmplă. Dacă sunt întrebări aici la partea asta de failover clustering, asta e o tehnologie relativ cunoscută, deci nu cred că sunt surprize deosebite. Operation is taking longer than expected. Asta pentru că lucrăm pe laptopuri aici și storage-ul este într-o mașină virtuală. Deci nu e chiar configurația cea mai potrivită pentru un cluster de Hyper-V adevărat. Dacă vreți să puneți în producție, trebuie să aveți un storage fizic. Deci chiar storage. Apropo, ca și variație. iSCSI target-ul poate fi pus în cluster. Adică instalați două noduri de server care au acces ele la un storage partajat, configurați serviciile de iSCSI target pe ambele noduri și puneți iSCSI target-ul în cluster. Asta ar fi o... Da, corect, dar și atunci n-are rost, dar ca așa, ca variație. Deci chiar și iSCSI target-ul poate fi pus în cluster. Dacă mai faci mașină virtuală, mașină virtuală. Virtualizezi storage-ul, de fapt. Nu vrei să... Asta când ai un fiber channel, storage, în spate și vrei, tu vrei să le expui pe iSCSI și vrei să ai și ceva redundanță. Deci ar putea fi un scenariu de genul ăsta. Da, nu-i... Deci operațiunea nu a reușit și o să vedem și de ce. Deci vedeți că spune că a eșuat în momentul când creăm clusterul și nodurile vor fi curățate. Și ne spune că View Report timeout expired. Da. O să mai încercăm asta ulterior. Acum, dacă tot a eșuat, să facem o VM replica, dacă tot n-a mers clusterul. O să încercăm să-l mai facem încă o dată din SCVMM, că și de acolo se face, și o să testez înainte să vedem că într-adevăr nu e vreo problemă cu configurația mea de aici. Bun, închidem consola de Hyper-V de failover clustering și pornim partea de Hyper-V Manager și aici trebuie să configurăm replica. Vedeți aici, vreau să fac o replică la acest domain controller, deși nu e cea mai bună idee. În general, Hyper-V replica nu se face la domain controllere, pentru că domain controllerele au propriul sistem de high availability, să zicem, pentru că au mecanismele de replicare. Și atunci, prima dată trebuie să mă duc la Hyper-V settings și să activez aici Replication Configuration, autentificare cu Kerberos, după care vedeți aici unde să copieze replicile primite de la celălalt partener. Deci dacă va primi replici de la mașini virtuale de pe celălalt server, le va plasa în acest director. Asta este pe serverul local.
și vedeți că am allow replication from any authenticated server. Asta înseamnă că orice server din domeniu poate să participe într-o relație de replicare cu acest server. Voi configura același lucru. Firewall-ul este dezactivat oricum, am avut grijă să-l dezactivez înainte, dar dacă nu, trebuie să configurăm excepții pentru Hyper-V replica HTTP listener în Firewall ca să poată să funcționeze. Asta pe partea de server și o să fac același lucru și pe celălalt server ca să accepte replici și după aia o să ne legăm la el ca să vedeți nodurile. Deci deocamdată, hai să facem tot din această interfață ca să fie similar. O să mă conectez aici la host 2 și o să activez pentru Hyper-V settings și pe cel de-al doilea nod. La fel, enable this computer as a replica server, use Kerberos și allow replication from any authenticated server, deci la fel setarea ca mai devreme, tocmai ca să nu fie probleme de autentificare și la fel firewall-ul trebuie să aibă excepții pentru Hyper-V replica HTTP listener. Asta a fost configurația pe partea de server. Vedeți aici că nu am nicio mașină virtuală în acest moment pe acel host. Și acum, de exemplu, dacă pentru această mașină virtuală test 1 vreau să fac o replică, mă uit, am aici buton Enable Replication și pornește un wizard în care pot configura replicarea. Trebuie să-i spun replica serverul. Pot să fac browse, să-i zic aici host 2 ca să-mi rezolve numele. Verifică configurația, se poate folosi doar autentificare cu Kerberos. Vedeți că am și o bifă compress the data that is transmitted over the network pentru a optimiza traficul și dacă aș fi avut un server într-o altă locație și nu neapărat în același domeniu sau în workgroup, puteam să pun certificate pe ambele server, bineînțeles certificate trusted de ambele servere și să fac autentificare cu certificate. Aici vedeți ce hard disk-uri vor fi replicate. Ăsta e un hard disk mic, deci nu o să fie foarte multe probleme și aici pot să specific, așa cum menționați și dumneavoastră, un număr adițional de recovery points care să fie stocate, astfel încât dacă, să evit situația de care spunea și tu din mai devreme, că dacă am blue screen pe primar, pe serverul primar și s-a replicat pe cel de-al doilea host, să pot reveni la o situație anterioară. Deocamdată o să zic numai only the latest recovery point. Copia inițială va fi transmisă prin rețea. Mai am și posibilitatea să o transmit offline, astfel încât deci, să o copiez pe un hard disk și să va crea replica pe partea cealaltă, dar va aștepta până când îi voi aduce eu discurile și le voi copia acolo pe serverul respectiv. Și de asemenea pot să folosesc o mașină virtuală care există deja pe serverul respectiv ca și, ca și copie inițială. Asta dacă eu replic mașini virtuale care au, să zicem, au pornit de la același disk inițial. Să zicem, am făcut o instalare de Windows Server 2012 și cel puțin o parte din disk este aceeași. Și după aia s-au înregistrat numai diferite. Da, sau în situația pe care o menționați aici, că a fost o replică înainte, s-a rupt replica și acum vreau să o reiau. Și pot să fac replicare imediat și zic aici finish. Chestia asta va avea ca efect că pe hostul 2 se va crea, vedeți aici a fost pentru scurt timp replication, asta pentru că era o mașină foarte mică și observați că am mașina virtuală pe cel de-al doilea nod. Dacă mă uit aici, vedeți că am posibilitatea să fac failover, adică ăsta să devină master și primul să devină slave. Pot să testez failover-ul, adică să văd dacă merge asta totuși primul rămânând activ, deci asta ca să văd că se poate face failover. Și aici să facem un snapshot temporar pentru chestia asta ca să pot să testez dacă funcționează, deci pot porni această copie. Bun. Tot aici mai am la replication
post-replication, dacă nu vreau să mai primească de la master cel puțin, adică exact iarăși situația din înainte. Primul a dat blue screen și mă fug repede la cel de-al doilea și fac pauză replication să nu se replice modificările. Mă rog, asta se poate automatiza cu PowerShell sau altă metodă. View replication health, în care îmi spune care este starea pentru replicare, este enable, normal, ultima dată când a făcut replicarea, dacă au fost erori, și iarăși pot face testare sau pot salva rezultatul. Și în sfârșit mai aveam aici remove replication, adică să nu mai primesc informații de la celălalt host și să elimin mașina virtuală. Deci asta ar fi, în cazul ăsta, practic rămâne și aici. A, nu, stai. Hyper-V. Test failover is enabled, scuze. Deci ar trebui să șterg acest... deci test stop test failover, astfel încât să nu mai am și copia respectivă. Și acum pot să fac remove replication și în momentul ăsta va rămâne și aici ca două mașini independente. Deci practic hai să ne uităm în locația în care să erau stocate mașinile virtuale, deci la Hyper-V settings, la replication configuration, vroiam doar să copiez acest acest director. În momentul ăsta nu mai am hard disk-ul, deci practic nu se mai păstrează copia. Deci ce s-a întâmplat aici? Să vedem. Replica files. Hai să facem din nou o replicare. Aici cred că asta a rămas din greșeală în consolă. Mai facem replica pentru cea de-a doua mașină. Dacă facem așa, enable replication, next, replica server host 2, specify connection la fel cu cei default, va copia acolo, only the latest recovery point, copiază imediat, finish. Și acum dacă merg pe cel de-al doilea host, eu o căutam pe primul host, că era discul local. Deci hai să facem altfel. Deci este pe, așa e când folosești remote, host 2, $, users, și aici avem virtual hard disk și aici Hyper-V replica și aici vedeți virtual hard disk și practic directoarele alea cu nume de GUID de care povesteați și în fiecare este hard disk-ul virtual. Da. Deci bună observație. Deci dacă e autentificare cu certificate, apare numele din certificat acolo ca să știți de pe ce server provine, să zicem. Ok. Măcar Hyper-V replica a mers. O să stau să studiez să vedem de ce n-a mers failover clustering, dar failover clustering am mai făcut. Poate și atunci nu e chiar așa interesant. În orice caz, mai bine că a ieșuat, că după aia se trezea VMM-ul și constata că are un cluster în loc de două servere și o să încercăm să facem totuși clusterul din SCVMM. Bun. Cam asta a fost prezentarea. Acum o să... Prezentarea este pe celălalt, în celălalt profil, nu o să mai fac logo-off acum. Ca și resurse, asta să încercăm să le găsim. View. Scuze. Interfața nouă. Options. View. Show hidden files. Că vreau să mă duc să găsesc prezentarea, deci este în users. Administratorul local, desktop, prezentări și am găsit și prezentarea ca să facem încheierea corespunzător. Așa. Și în sumar, cum funcționează Live Migration? Se face sincronizarea memoriei de pe un host pe altul.
Cum funcționează Hyper-V replica? Păi tocmai am văzut faptul că se replică mașina virtuală asincron pe cel de-al doilea host. Aici iarăși aveți ceva resurse despre partea de live migration, despre storage migration și despre Hyper-V replica. O să găsiți în prezentările după această sesiune și în prezentarea înregistrată toate aceste linkuri. Ok, asta a fost. Mulțumesc mult!